Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru joi. Ziua de joi este extraordinar de pozitivă, extraordinar de interesantă. Bineînțeles că mai apar și discuții în contradictoriu, mai apar și orgolii, dar în mare parte lucrurile se mai liniștesc. Chiar de dimineață ne trezim cu toții cu o energie bună și suntem dorni să comunicăm, suntem dorni să facem drumuri, să rezolvăm tot felul de situații care mai de care mai interesante. Și de asemenea, este o zi de joi în care, uitați că undeva spre seară, este un moment foarte bun, cu pasiune, cu iubire, e un moment bun să ne afirmăm, să facem ceva ce ne place nouă, ceva plăcut sufletului nostru, indiferent despre ce e vorba. Putem să stăm cu un copil, putem să ne concentrăm asupra creației, deci să creăm ceva, să ne punem, să spun așa, mintea la treabă. Avem data de 25, Marea Preoteasă, Marele Preot. Să știți că este o zi cu foarte multe conștientizări. Este o zi foarte spirituală, o zi extraordinar de plăcută pentru fiecare dintre noi. Este o zi în care avem foarte multă intuiție, iarăși, energia generală, soarele. Cu alte cuvinte, este o zi în care vom înțelege multe aspecte din viața noastră, putem să rezolvăm foarte multe lucruri în această zi de joi. Mai ales este o zi în care vom înțelege în sfârșit, să vedem, într-un alt mod, planul spiritual, dar și planul material. Asta e foarte important. E un moment, ziua de joi, în care ni se aprinde acel beculeț în minte și găsim o soluție. Găsim o soluție. O să discut exact pentru fiecare zodie în ce domeniu găsiți soluția și despre ce e vorba. Dar, în general, este o zi foarte bună pe conștientizări, pe acel moment în care ne putem face planuri pentru un nou început, putem să avem parte de succes, ne putem bucura de viață, în general, așa cum este ea. Poate să fie o zi în care vom dori să strălucim de-a dreptul și poate chiar vom înțelege că fiecare om e regele sau regina vieții sale și depinde cum își conduce regatul și chiar asta putem să înțelegem în ziua de joi. Asta e foarte, foarte interesant. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să vreau să discut mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să asculți și de la zodie și de la ascendent. Vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și de asemenea te invit la previziunile pentru această săptămână, că mai urmează niște lucruri interesante pe cer și surprize, urmează și tensiuni. Este o săptămână în care mai ies adevărul la suprafață, dar părerea mea e că săptămâna asta va schimba mult lucrurile din jurul nostru, pentru că, așa cum am spus, a început cu arcana majoră, turnul se termină cu arcana majoră, nebunul, și e și pe cer așa o mică mare tensiune. Dacă sunteți curioși să vedeți ce va duce următoarea săptămână, vă aștept și acolo, au apărut deja o parte din filmări și vă aștept cu drag și la previziunile pentru luna iunie, pentru că avem evenimente destul de marcante. Și să începem cu berbecul. Dragii mei berbeci, pentru voi este o zi în care distracția e la ea acasă. Chiar în prima parte a zilei aveți niște discuții foarte interesante cu persoana iubită, cu un vecin, cu un copil. Puteți să aveți o negociere foarte frumoasă în prima parte a zilei și poate chiar de dimineață aveți niște plăceri, da, legate de un drum. Se întâmplă ceva acolo, primiți o veste bună, aveți chef să faceți mișcare. Undeva pe la amiază, atenție puțin pe cheltuieli, dragi berbeci, și atenție pe negocieri. Vedeți în ce vreți să investiți undeva pe la amiază sau vedeți... Pentru că pot apărea tot felul de situații ciudate. Pot apărea conflicte în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Însă, undeva spre seară, dragi berbeci, voi aveți chef maxim să vă distrați, să vă simțiți bine. Iar dacă ești un berbec singur, încearcă să ieși din casă, să faci o activitate care îți face plăcere. Pentru că, da, sunt șanse să apară cineva. Iar dacă ești într-o relație, e un moment bun să te vezi cu persoana iubită, să trăiți momente de neuitat sau... Știu eu, să te ocupi de un copil, să-ți vină idei geniale legate de o afacere, legate de viața ta personală. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi.
9 de cupe avem aici și 4 de monede. Este o zi în care ai foarte mare încredere în tine și este o zi în care te bucuri de toate aspectele vieții. De asemenea, este un moment în care tu vei avea o mai mare încredere în forțele proprii, iar apoi avem 3 de monede. Lucrezi la ceva într-un grup de oameni. Tot 3 de monede înseamnă un moment în care studiezi ceva, analizezi o situație, negociezi ceva. Spânzuratul, ultima carte, o legătură cu zodia Pești. Uite, este o zi în care tu vei reuși să vezi viața cu alți ochi. Este o zi în care îți vei da seama ce contează cu adevărat pentru tine și ce nu, iar unii berbeci chiar e posibil să vă luați așa o pauză, liniștiți undeva spre seară, iar dacă v-ați programa niște întâlniri cu prieteni, vedeți că e posibil să se amâne sau e posibil să fie o situație în care să vă simțiți ciudat. Unii e posibil să vă dați seama că nu mai aveți aceleași plăceri cu persoanele din jurul vostru. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi în prima parte a zilei puteți să rezolvați niște probleme importante privind casa, privind familia, vă pot intra niște bani, puteți avea niște discuții interesante, dar pentru unii tauri e ca un fel de conștientizare ziua asta de joi, referitor la stabilitatea voastră, referitor la ceea ce contează pentru voi. Undeva pe la amiază, atenție că pot apărea conflicte în relația cu ceilalți. Unii tauri, e posibil să vă enervați, să spuneți, da, dar nu mai place scaunul ăsta, vreau alt scaun. Sau poate să apară, da, o activitate neașteptată în plan personal care să te dea așa puțin peste cap. Niște discuții care pot apărea în relația cu persoana iubită pentru unii tauri privind stabilitatea relației și vedeți că sunt chestiuni pe care voi le inițiați, acum nu sunt neapărat negative și uite undeva spre seară vei avea chef să petreci timp singur sau să petreci timp cu persoanele extrem de apropiate ție, să te bucuri de o mâncare bună, să te bucuri de un film bun și poate chiar unii tauri veți petrece alături de familie. Niște vești care apar undeva spre seară din partea unei persoane din trecutul vostru. Da? Hai să vedem, dragi tauri, ce se întâmplă. Cinci de spade, nebunul, faietonul, dragi tauri, dar tare hotărât sunteți voi aici. O legătură cu zodia rac pentru unii. Dragilor, e ceva aici ce nu vă place în legătură cu un drum. Pe de altă parte, sunteți porniți pe un proiect, sunteți porniți într-o direcție și vă doriți neapărat victorie. Chiar unii tauri veți reacționa într-un mod foarte ciudat, mai ales dacă e vorba de un compromis în care sunteți sau o relație de prietenie, o relație de iubire în care nu vă simțiți voi suficient de bine, ei astăzi vreți să fugiți de acolo. Nebunul, și eu o zic o nebunie totală pentru tine, tot felul de surprize, persoane care te sună, persoane care te caută, întâlniri neașteptate. Te duci tu la cumpărături și te întâlnești cu nu știu cine. Dar simt aici că e ca o eliberare. Unii tauri, nu știu, poate așa cum v-am spus, nu vă mai place ceva din viața personală și spuneți gata, peste noapte m-am gândit și schimb. Ultima carte, Regina de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Este o zi cu adevărat profundă pentru tine din punct de vedere emoțional, dar văd o legătură cu o persoană foarte dragă inimii tale. Iar unii tauri, chiar e posibil să aveți o susținere din partea unei persoane în această eliberare, în această situație. Zodia Gemeni. Dragii mei gemeni, pentru voi prima parte a zilei este foarte bună, vedeți că vă vin niște idei absolut geniale și puteți să comunicați foarte bine, puteți să intrați în contact cu tot felul de oameni, puteți să scrieți la un proiect, puteți să studiați ceva în prima parte a zilei, indiferent dacă e o problemă banală de prin casă, chiar dacă e ceva important, deci puteți să găsiți soluții în prima parte a zilei. Foarte bine aspectați sunteți pe drumuri și pe comunicare, dar și pe relația cu rudele. Însă, dragi gemeni, undeva pe la amiază, uitați că apar tot felul de situații ciudate, fie drumuri pe care trebuie să le faci, fie apar tot felul de discuții ciudate
Da? Iar unii gemeni e posibil să vă revedeți cu o persoană din trecutul vostru, o persoană pe care nu ați mai văzut-o de mult timp, sau se reiau niște discuții vechi pentru alți gemeni. Undeva spre seară veți avea un moment foarte bun în care, uite, poți să scrii ceva, poți să lucrezi la un proiect, poți să te vezi cu o rudă, e o întâlnire acolo într-un cerc mai mic de prieteni, e o petrecere, ceva acolo se întâmplă și, de asemenea, pentru alți gemeni, seara zilei de joi este foarte bună pe distracție, dar în cerc restrâns. Da? Îți vine ție acolo o idee genială sau faci tu ceva absolut fantastic. E un moment în care te vei exterioriza, ca să spun așa. Te vei exterioriza destul de mult. E o zi puțin tensionată pentru tine, este adevărat, dar până la urmă lucrurile se rezolvă. Tensiunea asta e undeva pe la amiază. În rest, tot înainte, dragi gemeni. Vreți să faceți ceva acolo interesant, e o ispită, e ceva ce apare. Acum, da, dacă sunt gemeni care vor să cunoască pe cineva, ia vedeți voi multe drumuri scurte, vedeți prin anturaj pe acolo că poate se leagă ceva. Împărăteasa și spânzuratul. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță și zodia Pești pentru unii dintre voi. Vrei stabilitate, vrei liniște și e un moment în care spui, da, parcă ceva nu e în regulă, parcă mai am de schimbat ceva. Unii gemeni puteți să simțiți niște blocaje în legătură cu un proiect. 10 de spade, un sfârșit. Deci unii gemeni chiar aveți curaj astăzi și puneți capăt la anumite lucruri. V-a pierit speranța sau unii vă dați seama că ceva de nicio culoare nu mai poate funcționa și atunci trebuie închis. Ultima carte, 8 de monede. Lucrezi la ceva astăzi. E ca și cum spui, bun, nu mai funcționează chestia asta, eu mă duc să lucrez, eu mă duc să mă simt bine. Alți gemeni, văd că sunteți prinși aici pe tot felul de activități. Nu știu, faceți mâncare, curățenie, faceți tot felul de lucruri. Scrieți la ceva sau aveți legătură cu niște acte. Vedeți că în detalii stă diferența. Pe acolo găsiți voi soluția. Zodia Rac. Dragii mei, raci, pentru voi este o zi foarte bună pe bani. Prima parte a zilei vine cu niște surprize foarte plăcute legate de planul financiar. Fie primiți niște bani, fie sunteți apreciați. Se întâmplă niște lucruri drăguțe acolo pentru voi. Iar undeva pe la amiază, atenție, niște discuții în contradictoriu care pot apărea cu un grup de oameni, cu un prieten, niște planuri de viitor care se dau puțin peste cap, dar pentru alții raci vedeți că puteți să aflați și tot felul de informații care să vă lase destul de mirați. Pentru unii poate să apară și acea senzație de teamă în legătură cu viitorul vostru financiar. Dar părerea mea e că n-ar fi cazul. Iar undeva spre seară, vedeți că puteți să primiți tot felul de cuvinte de laudă, de apreciere, veți dori să străluciți, poate chiar unii raci, știu eu, vă apucați în ziua de joi și gătiți ceva sau primiți un cadou, primiți aprecieri, primiți cuvinte de laudă, mergeți pe stradă, primiți o cafea gratis, găsiți o reducere, iarăși. Să atenție puțin pe cheltuieli, dragi raci. E un moment în care o să doriți să vă afirmați. Și vedeți că puteți să găsiți o soluție la o problemă financiară undeva spre seară. Asul de cupe, prima carte și 9 de monede, o veste bună care apare din punct de vedere financiar. Este o zi de liniște și de pace pentru tine, în care vrei să te concentrezi foarte mult pe ceea ce ai, pe ceea ce ești. O veste bună. O veste bună, un cadou. Valetul de spade, ești foarte curios în legătură cu o situație. Valetul de spade vorbește despre un studiu pe care îl faci, nu știu, studiezi o situație sau ești curios în legătură cu o nouă ofertă de muncă, în legătură cu această veste bună. 7 de spade, ultima carte. Dragi raci, posibil să aflați că sunt și persoane mai puțin sincere prin jurul vostru. Sunteți voi curioși, aflați vestea, dar nu știu cât de mult o să vă placă. Da? Na, ce să facem? Pe de altă parte, atenție puțin astăzi pe zona studiilor, pentru că e posibil să nu vedeți lucrurile foarte, foarte clar dintr-un anumit punct de vedere. Poate să fie ceva legat de o relație. E ca și cum îi scrii cuiva ceva și omul ăla se răspunde după nu știu câte ore sau nu se răspunde deloc.
Zodia Leu. Dragi lei, astăzi este despre voi și vă place chestia asta, știu. Prima parte a zilei este foarte bună în relația cu un prieten sau este foarte bună în relația cu grupurile de oameni din care faci parte. Poate să fie și un moment în care deja vezi viitorul în roz, deja îți dai seama că poți să faci orice, că ești bine susținut și asta îmi place. Vezi că undeva pe la amiază pot apărea niște conflicte legate de bani, da? Conflicte legate de aprecierea pe care tu o primești, fie la muncă, fie în relația cu o instituție publică, fie pentru alții lei are legătură toată povestea cu un șef sau ideea aceasta de a te afirma pur și simplu, de a spune lucrurilor pe nume. Iar undeva spre seară vei străluci de-a dreptul și vei vorbi mult și vei dori atenție și vei avea o intuiție maximă, vei fi foarte, foarte energic joi seara, deci vezi ce faci cu energia, chiar ai liber să faci ce vrei. Ar fi bine să o folosești într-un mod constructiv, mai ales când vine vorba de cariera ta, mai ales când vine vorba de idei geniale pentru bani, pentru partea asta. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Șase de monede, patru de bâte, vă pregătiți pentru o petrecere, pentru o vacanță, așteptați niște bani, reușiți să achitați niște datorii astăzi. E ca un moment de sărbătoare, de liniște, de pace, în sfârșit primiți un ajutor sau în sfârșit vă simțiți validați. Soarele, care este energia ta și care vorbește despre bucurie, prosperitate, este energia generală pentru această zi. Deci, cu atât mai mult, dragi lei, este o zi în care veți străluci de-a dreptul și dacă mergeți undeva, nu știu, cu niște prieteni sau chiar la muncă, veți ieși în evidență, vă veți simți bine. Ultima carte, asul de bâte și ce chef nebun de viață veți avea, dragi lei, astăzi. E o zi bună să cunoașteți pe cineva, asta dacă sunteți curioși, oriunde mergeți, oricum veți străluci, așa că e treaba voastră. Asul de bâte vine cu o veste bună, vine cu o activitate nouă pe care o faci, idei noi care îți vin, dar și un mod nou de a aborda viața. Da? E o zi în care tu ai chef de distracție, cel puțin spre seară, cu siguranță n-ai stare să stai așa să te uiți la televizor. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi e o zi în care n-aveți voi foarte mult control asupra lucrurilor, fiți puțin atenți. Prima parte a zilei este bună, relația cu șeful sau poate ai ceva de rezolvat legat de o instituție publică. Pe acolo se rezolvă niște lucruri, ba mai mult decât atât. Uite, poți să afli niște secrete, poți să afli niște informații prețioase. Vezi că pe la amiază apar niște încurcături cu niște acte sau este un moment în care nu prea mai știi ce să crezi. E o zi puțin ciudată pentru tine. Poți să afli secrete, poți să afli informații foarte prețioase, dar în general pe zona aceasta de acte pentru unii dintre voi sau lucruri neașteptate care se petrec și au legătură cu studiile, cu străinătatea. Deci conflict în relația cu străinătatea, relația cu studiile superioare. Și da, și credința voastră poate să fie puțin pusă la încercare. Dragi Fecioare, undeva joi seara, mare atenție prin ce anturaj dubios nimeriți și mare atenție ce faceți. Ascultați-vă intuiția că e foarte important acest aspect, însă tot seara zilei de joi vă găsește la pachet cu o lipsă de energie. În schimb, vedeți că sunteți foarte mult conectați la planul divin. Asta e foarte, foarte important. Poate e o seară așa de sâmbătă în care spui vreau să stau singur sau singură, vreau să fac o nebunie, vreau să mă distrez, dar stau așa relaxat, să mă simt bine, să fac ceva pentru inima mea. Tare bine ar fi. Cavalerul de spade, doi de spade. Da, schimbări de direcție, schimbări neașteptate care te cam lasă fără cuvinte și văd aici că ești pus într-o situație ciudată. O persoană foarte apropiată de inima ta ți-a spus ceva sau îți spune ceva și asta te surprinde destul de mult și nu mai știi ce să mai spui. Patru de bâte, o petrecere, o întâlnire, poate la muncă este un eveniment important și acolo vezi că pot fi aceste discuții ciudate. E ceva ce se dă puțin peste cap în legătură cu
un eveniment important. Apoi avem 3 de monede. O legătură cu un grup mai mic de oameni. 3 de monede înseamnă și studiu, analiză. Deci, poate prin zona asta, știu eu, lucrurile sunt mai bune. Și atenție puțin pe hoții astăzi, da? Adică vezi și tu ce cumperi, cât cumperi, vezi pe unde ții portofelul, adică fii atent pe chestiile astea. Pe de altă parte, e o zi în care nu spui nimănui, ți-ai luat valiza și ai spus gata, am iau o zi liber, mă duc nu știu unde sau seara asta e doar a mea. Pot apărea chestiuni neprevăzute, musafiri neprevăzuți. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi este o zi de maximă socializare. Sunteți prinși în tot felul de locuri și prima parte a zilei vine cu niște rezolvări legate de niște acte sau niște rezolvări privind viitorul tău, privind un proiect și de asemenea ești foarte bine susținut pe zona studiilor sau într-un cerc de oameni în care se întâmplă ceva mai la nivel înalt. Undeva pe la amiază, dragi Balanțe, aveți niște lucruri ciudate, adică intrați în contact cu niște persoane care, nu știu, vă vor cam șoca. Acum, fie aflați niște secrete, fie e un moment în care vă simțiți constrânși, nu știți cum să reacționați în toată povestea asta. Ascultați-vă foarte mult intuiția, că asta v-ar ajuta extraordinar de mult și atenție și voi în ce investiți sau atenție prin cercurile de oameni prin care sunteți, da? În ziua de joi, pentru că pot apărea niște cheltuieli neprevăzute sau poți să dai bani pe o chestie și să nu se merite, da? Spre seară, uite, intri în contact cu oameni și acum fie pentru unii dintre voi este vorba despre o petrecere la care merge sau vi se adună oameni în casă, stați pe internet, găsiți niște chestii interesante, discutați cu cineva, dar mare atenție, dragi Balanțe, pe partea asta că nu e bună. O să intre și Venus pe acolo și o să și retrogradeze, va face și aspecte tensionate, deci să nu vă treziți cu nu știu ce surprize, da? Dacă sunteți într-o relație, e ok să vă faceți niște planuri așa cu persoana iubită sau e ok să discutați cu ceilalți. Totuși, atenție pe prieteni astăzi, mai ales spre seară. Vedeți ce faceți la o petrecere, într-un grup, într-o adunare, vedeți ce faceți pe internet, vedeți ce... faceți pe acolo. Dacă ești o balanță singură și vrei pe cineva, primul grup de oameni care îl vezi, când, mă rog, unde vezi că sunt mulți oameni, acolo ești și tu. Sau stai foarte mult online și sunt șanse să cunoști pe cineva, că oricum vei ieși în evidență. A ieșit Regina de Spade, care poate să fie energia ta sau poți să ai legătură și cu o altă zodie de aer, vărsător Gemeni. Regina de Spade, Regele de Spade. Dragi balanțe, ce faceți aici? 8 de spade, vai, deci am simțit o durere așa în cap. Dragi balanțe, e o zi de hotărâri pentru voi. E vorba de un blocaj aici, un blocaj legat de acte. Nu știu, cineva, uite, a mers aici, uite, se aruncă așa cu capul înainte, e interesant și când colo, pac, blocajul. Unii poate aveți legătură cu niște instituții publice, alții luați niște hotărâri foarte importante privind niște acte, privind viața voastră, dar aici e o relație foarte rece. Fie este vorba despre un coleg de la muncă, fie este vorba despre o relație foarte veche în care nu mai există atracție, în care nu mai există absolut nimic. Apoi avem asul de monede. Apare o șansă, apare o ofertă, o oportunitate, o dovadă pe care cineva o vrea sau... primiți voi ceva. 10 de monede. Rezolvați ceva legat de casa voastră, dar tot văd aici o adunare de oameni. Pentru unii. Sau reușiți să rezolvați ceva legat de niște acte, de un nou loc sau de un nou loc de muncă pentru alții. Mergeți undeva, faceți ceva. Adică de la teorie mergeți la practică și e ceva ce presupune foarte mulți bani sau... parcă e o întâlnire aici în care se mănâncă, se bea, se râde, da, se glumește. Foarte interesant. Deci pentru voi o zi în care se decid multe chestiuni, dragi balanțe. Chiar se decid multe chestii. E ca o ședință, da? Cei care aveți vreo ședință undeva spre seară, vedeți că da, pe acolo apar lucruri interesante. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, voi străluciți astăzi.
Străluciți de-a dreptul. Prima parte a zilei vă găsește foarte prinși în relația cu un bărbat, cu o persoană importantă. Fie este vorba despre o avansare pe care o doriți, fie aveți de rezolvat ceva legat de niște instituții publice și reușiți, rezolvați problema, fie pentru alți scorpioni, sunteți aici prinși pe tot felul de situații. Da? Atenție dacă vă apucă dragostea pe la muncă, cu șeful, cu șefa, acum nu mă bag, fiecare face ce vrea, dar pot fi chestiuni ciudate la un moment dat, nu neapărat acum. Apoi, undeva pe la amiază, se reia o discuție legată de niște bani, legate de niște cheltuieli, de niște acte, de viitorul unei relații, viitorul unei colaborări și pot apărea conflicte. Pe de altă parte, undeva joi seara, păi crede-mă că ești în energia ta și ești invincibil și știi ce vrei și te simți în putere și o să vrei să te afirmi și toată lumea te aplaudă. Bineînțeles că pentru unii scorpioni pot fi și conflicte, da? Pe acest, mă rog, în acest sens, adică vreți și voi validare, vreți atenție, vreți ceva acolo mare, puternic. Da, hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Străluciți de-a dreptul joi seara, deci vedeți ce faceți. Oriunde mergeți, ieșiți în evidență, vă simțiți bine, vă vin idei geniale legate de cariera voastră, legate de reputația voastră, legate de zona autorităților. Wow, marele preot și împărăteasa, doi de cupe. Uite ce întâlnire frumoasă aici. Întâlnire cu o persoană dragă ție. O legătură cu zodia Balanță sau zodia Taur pentru unii scorpioni. Deci e aici o întâlnire, fie cu partenerul de viață, e o discuție, fie cu un profesor, cu un mentor, cu o persoană care e specialistă pe un domeniu și care te poate ghida, te poate ajuta. Trei de cupe, e o mică petrecere, o mică întâlnire. Fie îți vin persoane în vizită, fie mergi tu undeva, la muncă poate să fie un moment bun, da, poate să fie un moment în care te simți bine alături de persoanele dragi ție, te afirmi. Ultima carte, îndrăgostiții. Îndrăgostiții vorbește despre zodia Gemeni și despre o alegere. Dragi scorpioni, o zi în care se ia o decizie aici în legătură cu dragostea sau e o zi în care trăiți intens, e cu pasiune, e cu iubire, e cu plăcere, se întâmplă lucruri acolo extraordinar de frumoase. Alții pur și simplu faceți ceva ce vă place, mergeți undeva, mâncați ce vă place, faceți tot felul de lucruri. Moartea, deci e clar ceva ce voi inițiați, da? Și vreți libertate. Unii scorpioni chiar veți lua decizii importante privind o relație de iubire sau privind un proiect drag inimii voastre. Da? Unii puteți să auziți de o logodnă, de o căsătorie, alții aveți o relație bună cu partenerul. Zodia Săgetător. Ha, dragi săgetători, o zi foarte bună pentru voi, vă place ziua asta pentru că e sortită studiilor pentru voi, e sortită zona aceasta de a explora. Interesant este că prima parte a zilei te găsește într-o relație foarte bună cu un coleg de la muncă sau cu o persoană din jurul tău. Reușești să ai acolo niște discuții interesante care te ajută, te sfătuiește cineva în legătură cu o situație. Îți vin idei geniale în prima parte a zilei, primești niște vești bune de la cineva, doar că undeva pe la amiază, atenție puțin pe sănătate și atenție, dragi săgetători, că vi se demonstrează din nou că teoria din mintea voastră cam nu e aceeași cu practica, mai ales privind zona aceasta de acte, da? Sau privind relațiile cu ceilalți. Mai încercați să lăsați lucrurile așa și de la voi. Atenție pe drumuri și pe sănătate undeva pe la amiază. Pot apărea acolo niște discuții, nu știu, să spun că șeful e prost dispus și acționează, spune ceva. Undeva spre seară, ceva vă captează atenția și sunteți foarte prinși, fie de o nouă persoană, fie de un proiect nou, de o informație nouă, de un domeniu nou. E ceva acolo care vă stârnește curiozitatea și vă văd foarte concentrați undeva spre seară, pe studii, pe internet, pe zona aceasta călătoriilor. Stați voi și explorați acolo ceva și vă simțiți bine, da? Veți fi apreciați, lăudați pentru ceea ce știți, pentru experiența voastră și asta e ok. Și puteți să găsiți o soluție legată de niște acte.
Moartea 3 de monede. O legătură cu un scorpion. Dragi săgetători, ceva se închide aici pentru voi. E un proiect care se termină, e o etapă care începe ușor, ușor să se termine. Dar văd aici faptul că e o zi în care ești foarte mult concentrat pe o muncă în echipă sau studiezi foarte profund un domeniu. Valetul de monede. Ți-am spus că e o zi care îți place. Aici poți să primești niște bani sau poți să rezolvi o problemă financiară. O legătură cu niște studenți sau persoane mai tinere pentru unii. 5 de spade, ultima carte. Da, acum, dragi săgetători, ori voi vă dați seama că undeva nu sunteți apreciați și spuneți, ia gata, punct și de la capăt. Pentru că e un moment în care o să vă urmăriți puțin propriul interes și e un moment în care veți dori să ieșiți dintr-un compromis. Da? Vreți să studiați mai mult o problemă, o persoană, o situație, o studiați, o analizați. Dar ce să vedeți că aflați și niște chestii care nu prea convin. Zodia Capricorn. Dragi Capricorn, e o zi intensă pentru voi, dar e o zi cu pasiune. Acum, depinde ce faceți. Prima parte a zilei vă găsește cu niște activități pe care le faceți, fie cu partenerul de viață, fie activități prin casă sau la muncă, dacă sunteți foarte matinali. Rezolvați niște lucruri. Da? Sunteți prinși pe o problemă de sănătate a unui bărbat sau unei persoane din viața voastră. Undeva pe la amiază, vedeți că pot apărea cheltuieli sau pot apărea, conflicte legate de o afacere sau legate de persoana iubită, legate de un copil. Sunt acolo niște lucruri care vă cam scot pe voi din zona de confort, bineînțeles. Dar undeva spre seară e un moment bun în care puteți să trăiți intens, puteți să vă bucurați de un moment frumos alături de partenerul vostru. Puteți să luați o decizie importantă privind o închidere și în mod special discutăm despre o relație. Poți să rezolvi o situație într-un mod extraordinar de benefic legat de o moștenire, de o împărțire de bunuri. Și e un moment în care ți se cere să nu-ți mai fie teamă de schimbare, de transformare, ci să te lași acolo în voia destinului. Și dacă ești un Capricorn singur și vrei pe cineva, uite, fă ceea ce îți place, dar ceva așa profund, intens, ceva ce îți dă ție putere. Că uite, sunt șanse să apară chiar un suflet pereche. Hai să vedem, că Lilith asta nu e așa rea. Din punctul meu de vedere, chiar nu. Adică, nu. Zece de spade și moartea. Ok. O legătură cu zodia Scorpion. Mai avem zodia ta. Da? Dragi săgetători, aici e vorba de un final, de o transformare. Ceva se întâmplă. Ceva se închide, dragi săgetători, dragi Capricorn, nu știu, poate aveți legătură cu un săgetător, era aici cumpătarea și din acest motiv v-am botezat. Acum ce să facem? Unii cu siguranță aveți legătură cu un săgetător sau cu zona studiilor sau e ceva legat de persoane care studiază la nivel înalt. Spânzuratul, da? Un blocaj, o legătură cu un pești, cu zodia pești. E ceva ce vă blochează aici, dragi Capricorn, dar e un moment în care e nevoie să înțelegeți. Probabil tot a stat și a spus nu, eu niciodată nu o să fac asta, eu sunt contra și vă treziți că se întâmplă chestiile alea chiar în jurul vostru. Acum, Ana, ce să faci? Ultima carte, 4 de spade. Un moment de odihnă, de liniște. E ceva ce te pune pe gânduri, acest blocaj, această situație care îți cere foarte clar să privești o situație dintr-o altă perspectivă. Vezi că pot apărea blocaje astăzi, da? Și indiferent cât de mult vrei tu, nu vei putea, da? Va fi nevoie să accepti și să te bucuri de moment. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, relațiile sunt foarte importante pentru voi. Bineînțeles că pot apărea și conflicte, dar prima parte a zilei este foarte bună în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil sau pe o afacere. E un schimb acolo de mesaje, sunt niște lucruri interesante, vă vin niște idei geniale. În sfârșit vă simțiți bine în compania unei persoane, doar că undeva pe la amiază vedeți că primiți niște mesaje, niște vești care țin de un copil, care țin de casă, de familie, de trecut, țin de niște cheltuieli și aia vă cam dă puțin peste cap. Dar undeva spre seară vedeți că e un moment foarte bun să-l petreceți alături de cineva, pentru că veți avea momente de neuitat, puteți să faceți ceva împreună cu o persoană.
pentru alți vărsători, bineînțeles că pot apărea și conflicte în relații, dar vedeți că e cu pasiune. Acum, dacă vrei pe cineva, e indicat să ieși cu altă persoană, să ieși cu o prietenă, să ieși cu cineva, să nu ieși singur, la o plimbare. Unii poate chiar ieșiți cu partenerul undeva sau vă programați o ieșire cu un prieten. E cineva prin jurul tău care te poate ajuta foarte mult într-o situație undeva spre seară. Și uite, soluția chiar poate să țină de niște acte, ca să zic așa. Chiar de niște acte. Regele de spade, prima carte pentru tine, 7 de bâte. O legătură cu o zodie de aer, ca și tine. Poate ai legătură cu o balanță, cu zodia gemeni, cu alt vărsător. Pe de altă parte, ești foarte încrezător în forțele proprii și e un moment în care cineva se cam luptă aici, e o agitație. V-am zis că pentru unii vărsători e și cu agitație, că normal, luna de acolo mai face și o poziție cu marcajul tău pe vărsător. E ceva legat de bani, da? Sau de atenție. Asul de monede, uite că apare șansa, apare oportunitatea pentru tine astăzi. Văd aici un loc nou în care mergi, ceva nou ce tu încerci din punct de vedere fizic. Ultima carte, Marea Preoteasă, niște secrete care pot ieși la suprafață, dar este și un moment în care intuiția te ajută foarte mult. Poate afli niște noutăți plăcute privind un loc de muncă, privind o situație, doar că momentan n-ai tu toate informațiile necesare. Zodia Pești. Dragi pești, munca și sănătatea sunt importante pentru voi astăzi, iar prima parte a zilei vă găsește cu niște activități pe care le aveți de făcut pentru casă și familie. Pe de altă parte, alții aveți de lucru de dimineață, aveți de rezolvat ceva acolo la muncă privind spațiul în care lucrați. Undeva pe la amiază, atenție pe drumuri și pe comunicare, pentru că pot apărea discuții în contradictoriu, pot apărea tot felul de drumuri neașteptate, vești pe care le primiți de la rude, de la persoanele dragi vouă. Și undeva joi seara, uite că e un moment în care te vei ocupa foarte mult de ceva anume, fie activități casnice, fie este vorba despre muncă, da? Ai foarte mult de muncă sau lucrezi la ceva. Și bineînțeles că tot spre seara animalele de companie vor avea un rol extrem de important pentru tine, extrem de frumos. Și uite, dacă îți dorești pe cineva și ești o persoană singură, încearcă să ieși foarte mult din casă în ziua de joi, adică nu știu, pentru a face chestiuni, fie legate de muncă, fie legate de rutina ta zilnică, pe acolo, pe undeva. Sau uite, ieși cu animalul de companie undeva pe afară și cine știe pe acolo cui îi atrage atenția. Eremitul, 8 de monede, o legătură cu zodia fecioară pentru unii dintre voi. Sunteți foarte atenți pe muncă astăzi, foarte concentrați, sunteți destul de tăcuți în această zi de joi. Mai mult decât atât, aveți foarte multă intuiție. Unii vă dați seama de valoarea pe care o aveți și atunci sunteți mult mai atenți în jurul vostru. Regina de monede, pot veni bani astăzi, poate să vină abundență către voi și văd o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Wow! Importantă regina asta pentru voi, da? Importantă regina asta pentru voi. Aveți chestiuni casnice de făcut. Cineva vine și vă cere părerea, da? În legătură cu o situație. Ultima carte, 2 de bâte. Este o zi în care poți să intri în contact cu o persoană care se află la distanță de tine, dar văd și niște planuri pe care ți le faci pentru un viitor mai îndepărtat și mai văd faptul că unii sunteți așa într-o așteptare. E ca și cum ați conștientizat și voi pe unde sunteți, practic vorbind, cam care e viața voastră și vreți să vedeți în continuare cam ce ar putea să fie acolo. Da? Vă uitați deja spre viitor, deja spuneți, bun, sunt stabil, vreau să văd mai departe. Dar și o decizie pe care o poți lua. Poți să intri în contact cu o persoană care e la distanță de tine sau o persoană importantă.
Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de joi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să aveți o zi de joi superbă!